Salut! Vreau să vă arăt acum un avantaj Cork PA 1000 față de Cork PA 4X și anume Assignable Knobs. Butonașele astea două care poți să le customizezi, să dai fel și fel de efecte sau filtre să aplici pe ele așa cum îți dorești tu. Și anume, știu că mulți dintre voi nu folosiți așa ceva, mai ales lăutarii, n-au nicio treabă cu astea. Ei sunt cu țambalul, cu acordeonul, cu... Dar pentru muzică ușoară sunt foarte, foarte folositoare aceste două butoane. Pentru că te ajută foarte mult la sunet, în sunet live, de exemplu. Și să vă arăt despre ce este vorba. Exemplu, ăsta e un sunet, da? Wow!